În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara de ieri au fost aprobate mai multe hotărâri care vizează investiții în modernizarea unor drumuri județene și a infrastructurii de apă și canalizare, cu impact asupra dezvoltării turismului și implicit a economiei locale. Modernizarea drumului Regelui este într-o fază avansată, la fel și drumul spre cetățile dacice, iar în zona turistică, Pasul Vâlcan, se va investi într-o rețea de alimentare cu apă și canalizare. Suntem într-o fază avansată în ceea ce privește modernizarea drumului județean 707, cunoscut și sub numele de drumul Regelui, care face legătura între Vața de Jos și județul Arad. Este vorba de modernizarea a 13 km de drum pe teritoriul județului Hunedoara. Așteptăm ca și colegii din județul Arad să întocmească documentația aferentă modernizării sectorului de drum aflat pe teritoriul lor, pentru a avea o șosea care să asigure dezvoltarea acestei zone turistice de interes, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Foarte important acest drum și cred că pentru județul Hunedoara este un drum foarte important, pentru că aduce o însemnătate deosebită, pentru că toată lumea când aude drumul Regelui, da, ce a făcut Regele? A venit de la Săbăcin la Băilavața. Asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Și ne dorim ca turiștii care vin la Săvârșin să viziteze castelul Regelui sau castelul de la Săvârșin să poată să vină la Vața mai departe, să viziteze comuna Vața de Jos, să viziteze stațiunea, să stea cât mai mult în Vața de Jos, pentru că asta este important, să aducem turiștii să stea la Vața de Jos, nu doar să ne viziteze, să treacă pe la Vața. Tot în ședința de ieri au fost aprobate depunerea spre finanțare, precum și acordul de parteneriat a Consiliului Județean cu comunele Beriu și Orăștioara de Sus pentru implementarea proiectului de modernizare a tronsonului de drum județean Orăștie-Costești, care asigură accesul direct spre Sarmi-Segetuza Regia. În Valea Jiului este în atenția Consiliului Județean obiectivul de investiții alimentare cu apă și canalizare în zona turistică Pasul Vâlcan.